Când ies pentru o noapte în club, cei mai mulți oameni sunt foarte conștienți de ceea ce beau dacă sunt șoferul desemnat, asigurându-se că nu ajung în stadiul de a conduce în stare de ebrietate. Dar un fapt puțin cunoscut este cât de mult alcool pot avea alimentele aleatorii, unele conținând aproape la fel de mult ca o bere slabă. În realitate, este logic că pâinea are alcool. Folosește aproape exact aceleași ingrediente ca și berea, cu excepția hameiului, care apoi trec printr-un proces de fermentație înainte de coacere. Dacă simți un miros de pâine pe măsură ce crește, s-ar putea să simți și mirosul familiar de alcool și, de fapt, contribuie la acel miros uimitor de pâine proaspătă. Totuși, locul în care diferă de bere este că apoi intră în cuptor, unde cea mai mare parte a alcoolului se evaporă împreună cu restul de apă din aluat. În ciuda acestui fapt, alcoolul rămâne în pâine și cea mai mare parte a pâinii are un pic de alcool într-un fel, multe pâini atingând un procent de alcool de până la 1,9% alcool în volum. Pâinea cu timp de fermentare mai lungi va avea un conținut de alcool mai mare, pe care coacerea poate avea dificultăți să-l șteargă complet. Acest lucru a fost subliniat într-un raport din 1926 numit Conținutul de alcool al pâinii, analizând 12 pâini și constatând că nivelul de alcool al acestora se situează în intervalul de 0,04-1,9% ABV, ceea ce, conform standardelor europene, ar face din aceasta un produs alcoolic. Cu conținutul său ridicat de zahăr, sucul de portocale are și el o cantitate de alcool, precum și o serie de sucuri de fructe care nu sunt etichetate ca atare. Este cunoscut faptul că sucul de portocale poate conține până la 0,5% ABV, ceea ce îl ține chiar sub pragul UE de a fi etichetat ca băutură alcoolică, dar nu se oprește aici. Într-un studiu din 2016 asupra conținutului de alcool din suc de fructe, autorii au descoperit că multe băuturi, adesea oferite copiilor, ar putea conține o cantitate substanțială de alcool, în special sucul de portocale, mere și struguri. Cea mai mare cantitate înregistrată a fost de 0,77 grame per litru de etanol, în timp ce rulourile dulci și alte produse de panificație au înregistrat de asemenea până la 1,2 grame per 100 de grame. Studiul a ridicat îngrijorări cu privire la oferirea acestor articole copiilor în cantități mari, deoarece volumul de alcool din interior ar putea avea un impact asupra sănătății copiilor. Sosul de soia, un condiment sărat, delicios, din boabe de soia, este produsul cu cea mai mare cantitate de alcool, cântărind un volum masiv de 1,52% ABV. După cum explică Kikoman însuși, sosul este făcut dintr-un proces natural de preparare a berii, care este asemănător cu vinul sau berea, care vine cu toate avantajele distractive, relatează playtech.ro.